Acest program informativ este destinat și persoanelor cu deficiențe auditive sau de vedere. Gazul s-ar putea ieftini cu 1,34 de bani. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a publicat proiectul de hotărâre privind noul tarif la gazele naturale furnizate de Moldova Gaz. Revenim cu detalii. Veste bună pentru proprietarii de fabrici avicole. Aceștia vor putea exporta în Uniunea Europeană carne de pasăre proaspătă și înghețată, nu doar procesată. Se scumpesc biletele pentru călătoriile cu trenul pe cursa Chișinău-Iași. Noile tarife vor intra în vigoare din data de 10 mai, care vor fi noile prețuri, aflați în câteva minute la știrile Agro TV. Veste bună pentru proprietarii de fabrici avicole. Republica Moldova a obținut în premieră dreptul de a exporta carne de pasăre refrigerată și congelată în Uniunea Europeană. Anunțul a fost făcut de premierul Dorin Recean în debutul ședinței executivului. Este un semn că instituțiile, dacă se mobilizează, atunci pot obține aceste rezultate pentru agenții noștri economici, care creează locuri de muncă bine plătite. Noi vom continua crearea asta de oportunități pentru export în cea mai mare piață globală cu cei mai bogați consumatori. Amintim că în martie 2023 Republica Moldova a fost listată de asemenea pentru prima dată în regulamentele UE, obținând dreptul de a exporta carne procesată de pasăre și ouă de consum de categoria A. În ajunul Paștelui, carnea de miel este la mare căutare, asta deoarece bucatele pregătite din el sunt nelipsite de pe masa de sărbătoare. Cumpărătorii optează tot mai mult pentru miei de 4-5 kg. Chiar dacă anul acesta carnea de miel este mai scumpă, cererea este în creștere. Dumitru și Elena Sardar din satul Opaci, raionul Căușeni, au o stână care numără 300 de oi. Potrivit lor, în acest an au scos la vânzare 70 de mei, iar în ajun de Paște, toți miei au fost vânduți. Parți se întreabă, dar deja de noi avem, că am realizat mai înainte am dat și am lăsat să mai noim cărdul. Am lăsat mai mult și nu prea aveam mai mult de Paște mei. Dar deja i-am repartizat pe toți, nu m-au rămas care să noim cărdul. De la 5 kg, 7, 8, 6 kg, așa să mai întrebați mei. În jur la 120 lei kilogram, 130, 110. Primii mei au venit pe lume încă la mijlocul lunii februarie, iar în ajun de Paște o parte dintre ei sunt numai buni de a fi sacrificați. Crescătorii de oi spun că munca lor este colosală, mai ales în această perioadă. Problema cea mai grea este că e lucru greu. Sâmbătă noi, duminică noi, sărbătoare noi. Toată ziua trebuie să intrânsele. În acest an Paștele va fi sărbătorit în data de 5 mai. Se scumpesc biletele pentru călătoriile cu trenul pe cursa Chișinău-Iași. Anunțul a fost făcut de Calea Ferată a Moldovei. Noile tarife vor intra în vigoare în data de 10 mai, iar prețurile urmează să fie majorate între 20 și 40 de lei. Astfel, potrivit instituției, noile prețuri pentru un bilet vor fi de 110 de lei pentru un bilet de clasa 3, 130 de lei pentru clasa 2, iar pentru un bilet de clasa 1, călătorii vor scoate din buzunar 170 de lei. Pentru copii se aplică reducere de 50% din tarif. Respectiv, prețul pentru clasa 3 va fi de 55 de lei, clasa 2 65 de lei și clasa 1 85 de lei. Una din cele mai mari companii aeriene din Europa, Lufthansa, a revenit pe aeroportul internațional Chișinău și a lansat în data de 29 aprilie zborurile pe direcția Chișinău-Frankfurt. Noua cursă Chișinău-Frankfurt-Chișinău va opera zboruri de până la 5 ori pe săptămână cu aeronave de tip A319. Potrivit administrației aerogării, pasagerii urmează să beneficieze de o vastă rețea de destinații internaționale prin conexiunea oferită de către unul din cele mai mari noduri aeriene din Europa, aeroportul Frankfurt. Din 29
9 aprilie până în data de 23 mai curent, zborurile vor fi operate de 4 ori pe săptămână, în fiecare zi de luni, marți, miercuri și joi. Totodată, din 25 mai, cursele vor fi efectuate de 5 ori pe săptămână de luni până vineri. Anterior, mai multe companii aeriene au anunțat că vor opera zboruri de pe Aeroportul Internațional Chișinău. Printre acestea se numără Wizz Air, Izz Air și Georgian Wings. De la începutul recensământului populației și locuințelor, care a început în data de 8 aprilie, au fost recensate aproximativ 699.000 de locuințe și peste 1.000.000 de persoane. Datele au fost prezentate de purtătorul de cuvânt al guvernului, Daniel Vodă. Peste 1.000.000 de persoane și aproximativ 700.000 de locuințe au fost recensate până în prezent în cadrul recensământului populației și locuințelor. Mulțumim tuturor respondenților, oamenilor care au deschis larg ușa și au spus bun venit recenzorilor care au răspuns la aceste întrebări. Am fost copleșiți de numărul foarte mare de recenzii, inclusiv pozitive, în rețelele de socializare, care este un mesaj de încurajare pentru cei peste 4.000 de recenzori care își fac onest meseria. Recensământul populației și locuințelor a fost lansat în data de 8 aprilie și se va desfășura până pe 7 iulie. În acest interval, în jur de 4.000 de recenzori urmează să ajungă din casă în casă pentru a colecta date despre populație și caracteristicile ei, precum vârstă, sex, etnie, nivelul educației, ocupația, dar și locuințe și condițiile de trai, precum dotarea cu sistem de canalizare și aprovizionare cu apă, modul de încălzire. Recensământul se desfășoară odată la 10 ani, fiind o activitate de amploare națională care oferă tabloul demografic complet al țării. Datele colectate în urma recensământului vor oferi informații pentru elaborarea politicilor publice, naționale și locale necesare pentru dezvoltarea economică și socială a țării. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a publicat proiectul de hotărâre privind noul tarif la gazele naturale furnizate de Moldova Gaz. Potrivit documentului, este vorba de un preț de 13 lei și 12 bani pentru metru cub cu TVA inclus, mai mic decât cel actual cu 1,34 lei. Potrivit regulatorului în energetică, ședința privind aprobarea noului preț va avea loc în data de 2 mai. Tariful actualizat va intra în vigoare odată cu publicarea proiectului de hotărâre în Monitorul Oficial. Amintim că ultima ajustare tarifilor de gaze a fost făcut în data de 21 februarie. Atunci gazele s-au ieftinit de la 16 lei și 73 de bani până la 13 lei și 39 de bani fără TVA pentru metru cub de gaze. Tariful este în vigoare până în prezent. Precizăm că cel mai mare preț plătit de consumatorii din Republica Moldova a fost de 29 de lei și 27 de bani cu TVA inclus. Tariful a fost în vigoare în perioada octombrie 2022-iulie 2023. O a treia linie aeriană de înaltă tensiune care va conecta Republica Moldova de România va fi construită cu sprijinul USAID. Conexiunea se va face între stațiile electroenergetice Strășeni și Gutișan, iar linia aeriană va avea o lungime de 190 de kilometri. Un memorandum de înțelegere pentru construcția porțiunii moldovenești a liniei de înaltă tensiune a fost semnat marți la Strășeni. Ministrul Energiei Victor Parlicov a menționat că acum 3 ani Republica Moldova era dependentă de gaze rusești și de infrastructura energetică din stânga Nistrului. Potrivit oficialului, către sfârșitul anului 2028, Republica Moldova se va putea integra și în piața energetică europeană prin România. În toată această perioadă am fost dependenți și din punct de vedere a gazelor și din punct de vedere a energiei electrice, indirect de Federația Rusă. În doar mai puțin de 3 ani și este un exemplu care este inclusiv, suntem priviți ca un exemplu și suntem prezentați ca un exemplu în cadrul Uniunii Europene, am reușit să ajungem cu dependență de la 100% la zero pentru teritoriul pe care îl controlăm tot ce ține de gaze. Ambasadorul SUA la Chișinău, Ken Longstone, a specificat că Statele Unite ale Americii planifică să investească 220 de milioane de dolari în construcția acestei linii de transport și în proiecte care sporesc stabilitatea și stimulează în același timp investițiile private în generarea energiei la nivel intern. Statele Unite susțin puternic eforturile Moldovei de integrare în Uniunea Europeană. Linia de înaltă tensiune Strășeni-Gutinaș
va asigura cetățenilor moldoveni energie suficientă pentru a acoperi perioadele de cerere maximă, sporind securitatea și fiabilitatea energetică. De asemenea, această linie va ajuta Republica Moldova să procure energie electrică la prețuri accesibile și, în viitor, să vende pe piața europeană. Administratoarea adjunctă a USAID, Isobel Coleman, a exprimat angajamentul Statelor Unite de a sprijini Republica Moldova în acest proiect de interconexiune energetică între cele două maluri ale Prutului. Acest lucru va duce la creșterea independenței Moldovei și în același timp va asigura energie la prețuri accesibile. La nivel simbolic este un alt exemplu al modului în care Moldova se integrează cu Europa. Memorandul pe care îl semnăm reflectă încrederea noastră în poporul și în guvernul Republicii Moldova. Precizăm că alte două linii electrice aeriene pentru interconectarea energetică dintre România și Republica Moldova vor fi date în exploatare în următorii ani. Este vorba de liniile de înaltă tensiune Bălți-Suceava și Isaccea-Vulcănești-Chișinău. Atribuțiile de testare a soiurilor de plante care au caracter științific de cele administrative aferente catalogelor soiurilor de plante vor fi delimitate. Un aviz în acest sens, care urmează să fie prezentat Parlamentului, a fost aprobat de guvern. Inițiativa legislativă privind delimitarea atribuțiilor de testare a soiurilor de plante care au un caracter științific de cele administrative aferente catalogului soiurilor de plante. În același timp, inițiativa prevede și modificarea legii privind subvenționarea în agricultură și mediul rural. Totodată, inițiativa privind modificarea articolului 31 din lege cu privire la subvenționare în agricultură și mediul rural, în vederea liberalizării mecanismului de creștere a materialului semnicer, prin extinderea potențialului crescătorilor și diminuarea suprafețelor deținute de către aceștia de la 300 la 30 de hectare în cazul culturilor de câmp și de la 30 la 10 hectare în cazul bostonaselor, legumilor și altor culturi. Potrivit notei informative, proiectul a fost elaborat în scopul creării condițiilor necesare pentru susținerea guvernului în realizarea reformelor din sistemul instituțional al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare. ...244 de solicitări pentru creditul agricol de urgență au fost recepționate în perioada 1 martie-26 aprilie. Datele au fost prezentate de Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului. Dintre acestea, 238 de cereri au fost aprobate. Amintim că instrumentul financiar este conceput pentru agricultorii micro și mici care cresc cereale. Astfel, agricultorii pot obține credite cu o valoare maximă de 500.000 de lei fiind garantate de stat, în proporție de 90%. Instrumentul poate fi accesat inclusiv de către cei a căror credite sunt plasate în categoria substandard, conform prevederilor BNM. Pentru a beneficia de acest credit, agricultorii se adresează băncilor comerciale până pe 31 mai 2024. Solicitările agricultorilor sunt evaluate conform procedurilor individuale ale băncii. Solicitarea garanției de stat se realizează la fel prin intermediul băncilor. Infrastructura drumurilor din țara noastră va fi monitorizată mai eficient, datorită creării Registrului Drumurilor Publice. O decizie în acest sens a fost aprobată de executiv. Potrivit autorităților, suma necesară pentru dezvoltarea sistemului informațional este de aproximativ 6 milioane de lei. Se propune un proiect pentru digitalizarea întregii rețele de drum publici, pentru a avea acces rapid și eficient la toate datele despre drumurile publice. De asemenea, să putem monitoriza constant starea drumurilor și a lucrărilor în desfășurare, asigurându-ne că avem informație precisă la zi. De asemenea, să ne permită să planificăm și să programăm lucrările de întreținere și reparație în mod eficient, atât din punct de vedere a timpului, cât și a resurselor. Și nu în ultimul rând, să îmbunătățim siguranța rutieră. Ori acest instrument ne va oferi informații despre condițiile de trafic, restricții și zone
periculoase. Astfel, prin cunoașterea în timp real a stării drumurilor și a necesităților de investiții, va fi posibilă o utilizare mai eficientă și mai transparentă a finanțelor publice pentru infrastructură. Guvernul construiește drumuri europene și doar în ultimii 2 ani, peste 700 de kilometri de drumuri au fost fie reparate, fie construite, fie reabilitate și acest efort va continua și de aici încolo. Domnul ministru, în acest context am să vă rog, odată cu implementarea acestui registru, să avem și o comunicare în ceea ce privește planificarea pe următorii 3 ani, să zicem, a drumurilor care urmează să fie în reparație sau în restabilire, în așa fel încât administrația publică locală să știe la ce să se aștepte. La fel, asta va ajuta și mediul de afaceri să-și planifice corespunzător investițiile. Datele din registru vor putea fi folosite și de alte sisteme și resurse informaționale de stat, inclusiv pentru determinarea traseelor optime în eliberarea autorizațiilor speciale de transport. De asemenea, registrul va fi integrat cu alte sisteme relevante, cum ar fi cele de transport public, geografic național și sistemele de urgență. Patru raioane din nordul țării vor beneficia de o infrastructură modernă de gestionare a deșeurilor solide. Se întâmplă după ce guvernul a aprobat proiectul de lege privind ratificarea acordului de grant cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în sumă de peste 5 milioane de euro pentru realizarea proiectului deșeuri solide în Republica Moldova. Sursele financiare din grant sunt destinate pentru realizarea lucrărilor de dezvoltare a infrastructurii de gestionare integrată a deșeurilor în zona de management deșeurilor 8, care include raioanele Briceni, Ocnița, Iedineț și Dondușeni. Astfel, peste 100.000 de oameni din aceste raioane vor beneficia de un depozit de deșeuri, o stație de sortare și stație de compostare, stație de transfer, precum și procurarea echipamentelor pentru facilitățile de tratare și eliminarea deșeurilor. Acordul de grant dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării proiectului deșeuri solide în Republica Moldova a fost semnat la Chișinău în data de 22 februarie 2024. Acesta urmărește dezvoltarea infrastructurii de profil în cele 3 regiuni de management a deșeurilor, conform prevederilor strategiei de gestionare a deșeurilor în Republica Moldova și ale Programului Național de Gestionare a Deșeurilor pentru anii 2022-2027. Prețul benzinei rămâne neschimbat în timp ce motorina continuă să se ieftinească. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețul plafon la benzină și motorină pentru miercuri și joi. Astfel, un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu 26 de lei și 40 de bani, rămânând la același preț. La rândul său, motorina standard va putea fi comercializată la stațiile pe colințară la un preț maxim de 21 de lei și 42 de bani pentru un litru, în scădere cu 6 bani. Astfel, în raport cu septembrie 2021, prețul maxim de comercializare al carburanților de tip standard, care este stabilit direct de către ANRE, rămâne mai mare cu 5 lei și 12 bani per litru în cazul benzinei A95 și cu 6 lei și 12 bani per litru în cazul motorinei standard. Cel puțin 45 de persoane și-au pierdut viața luni dimineață după ruperea unui baraj în Valea Riftului din Kenya pe fundul precipitațiilor abundente. Șeful poliției din regiune a declarat că majoritatea victimelor erau femei, copii și bătrâni. Bilanțul deceselor ar putea crește pe măsură ce operațiunile de curățare din zonele afectate continuă. Opt cadavre au fost recuperate sâmbătă dintr-un râu din comitatul Makueni, în estul țării, după ce un camion în care călătoreau a fost luat de un pod scufundat. Alte 14 persoane au fost salvate, potrivit localnicilor. Locuitorii spun că camionul transporta peste 30 de persoane când a încercat să traverseze podul inundat. Ei se tem că alte cadavre vor fi scoase la suprafață când apele se vor liniști. Așteptăm doar ca apa să se retragă pentru ca tinerii de aici să poată verifica dacă există cadavre care ar fi putut fi blocate în nisipul de sub apă, astfel încât acestea să poată fi recuperate. Karibu 20 waliweza kuzombwa na maji.
Aproape 20 de persoane au fost luate de inundații în râu, 11 persoane au fost salvate. În această dimineață am reușit să scoatem camionul. Sezonul ploios din Kenya, care începe de obicei în luna martie, a fost deosebit de intens în acest an din cauza efectelor asociate cu fenomenul meteorologic El Nino. Duminică, guvernul kenian a decis amânarea începerii noului semestru școlar din cauza inundațiilor. Apa a venit țâșnind de acolo de sus și a măturat lucrurile oamenilor. Familiile au pierdut paturi, proprietăți în general, mașinile sunt blocate naval, așa că am apreciat orice ajutor pe care îl putem primi. M-am trezit la 3 dimineața pentru a ajuta la salvarea oamenilor. Am făcut 5 drumuri cu duba poliției care transporta cadavrele victimilor. În ultima călătorie am scos cadavrele a 4 copii, 2 femei și un bărbat. Nu îndrăzniți natura, am văzut lucruri care întristează foarte mult. Văd oameni care încearcă să traverseze și să treacă cu mașina prin inundații foarte violente, doar pentru a sfârși prin a fi măturați, pierzându-și viața și lăsându-și familiile în suferință. În calitate de guvern al Comitatului Nakuru, în prezent mergem la toate barajele noastre și drenăm apa pentru ca acest lucru să nu se mai întâmple. În plus, ne vom asigura că îi vom alerta și vom muta pe cei dintre voi care se află în zonele predispuse la inundații în spații mai sigure. Peste 130.000 de persoane sunt afectate, mii de case fiind luate de apă și altele inundate. Drumurile și podurile au fost avariate sau distruse. Țara din Africa de Est a cunoscut săptămâni întregi de ploi abundente și inundații grave în capitala Keniei, Nairobi, precum și în regiunile vestice și centrale ale țării. Indonezia se pregătește să-și mute capitala din Jakarta, Nusantara, aflată încă în construcție. Noul oraș va costa 35 de miliarde de dolari și nu va fi finalizat până în 2045. Decizia a fost luată din cauza crizei climatice, deoarece Jakarta se scufundă ușor-ușor în mare. Jakarta, situată pe coasta de nord-vest a insulei Java, la gura de vărsare a râului Ciliwung, este capitala și cel mai mare oraș al Indoneziei. Aici locuiesc aproximativ 10,6 milioane de persoane și circa 30 de milioane în zona metropolitană. Din păcate, Jakarta se scufundă, aproximativ 40% din suprafață fiind în prezent sub nivelul mării. Guvernul indonezian intenționează să mute capitala Nusantara, un nou oraș care se construiește pe coasta de est a Borneo, la aproximativ 1400 mile nord de Jakarta. Acesta va costa aproximativ 35 de miliarde de dolari și nu va fi finalizat până în 2045. Cu toate acestea, se așteaptă ca aproximativ 6000 de angajați guvernamentali să se mute acolo la timp pentru învestirea viitorului președinte al țării în octombrie. Decizia nu este lipsită de precedent. Brazilia a trecut de la Rio de Janeiro la Brasilia în 1960, în timp ce Abuja a înlocuit Lagos ca și capitala Nigeriei în 1991, dar este pentru prima dată când criza climatică joacă un rol în acest proces. În ultimii ani, creșterea nivelului mării a făcut ca Jakarta să devină mega orașul din lume care se scufundă cel mai rapid. Doi lei care au fost găsiți pe jumătate hrăniți când erau pui umblând pe străzi în Muntenegru și Ucraina au fost transferați într-un sanctuar din Africa de Sud. Nicola fusese găsit în Muntenegru, iar Vasilina în Ucraina. Amândoi fuseseră deținuți în proprietate privată. Cu sprijinul organizațiilor și autorităților locale, o echipă de specialiști a luat pe ambelei în îngrijire, unde s-au recuperat și s-au pregătit pentru plecarea în Africa de Sud. Ne aflăm aici la aeroportul cargo din Johannesburg și tocmai i-am primit pe Nicola și Vasilina de la sanctuarul nostru soră Felida. Da, acum îi vom încărca și ne vom întoarce la Lion Rock, iar ei vor fi eliberați în casa lor pentru totdeauna. Nicola s-a născut în 2021 și era doar un pui când a fost găsit rătăcind prin orașul Budva din Muntenegru în februarie 2022. Nu au fost disponibile informații despre proprietarul său, era rătăcit, subnutrit, deshidratat și avea nevoie urgentă de asistență veterinară. Vasilina, care s-a născut tot în 2021, a fost găsit rătăcind pe străzile din regiunea Harkov din Ucraina în august 2022. Ea nu putea să alerge din cauza mușchilor subdezvoltați. Leul
Leul moldovenesc se apreciază în raport cu euro, dolarul, leul românesc și hrivna ucraineană. În același timp, rubla rusească rămâne neschimbată. Astfel, moneda unică europeană va costa 19 lei și 9 bani, cu 7 bani mai puțin. Iar dolarul american este cotat la 17 lei și 81 de bani, în scădere cu 6 bani. Leul românesc scade cu 2 bani și va costa 3 lei și 83 de bani. În același timp, hrivna ucraineană se devalorează cu 1 ban și va costa 44 de bani, iar rubla rusească își menține cotația de 19 bani. Vremea nu se schimbă esențial nici mâine, potrivit meteorologilor. Astfel, marți la nord, temperaturile maxime vor ajunge până la 19 grade, iar noaptea coboară până la 6 grade. În centru, termometrele vor indica până la 21 de grade Celsius. Noaptea, valorile termice vor coborî până la 8 grade. În sudul țării vom avea parte de circa 24 de grade pe timp de zi, iar noaptea vor fi în jur de 11 grade. În capitală, temperaturile se vor ridica până la 22 de grade, iar minimele se vor situa în jurul valorii de 9 grade, cu vânt care va sufla din est. Joi vom avea cam același peisaj meteorologic.